Ah, insectele. Toată lumea are măcar o insectă pe care nu o suportă. Ei! Dacă n-ai avut un purice, poate n-ai avut un câine. Dacă n-ai avut o căpușă, înseamnă că trebuie să ieși mai des în natură. Astăzi vreau să vorbim despre acele insecte care trăiesc bine mersi la noi în grădină, la care gazonul îl doare în cot, dar pe noi ne doare peste tot. Când ne mușcă. Începem cu întreținerea. Scarificarea și reducerea cantității de taci a pâslei din gazon este foarte importantă pentru că acumularea de mulci în gazon este un mediu prielnic pentru existența acestor insecte. Pe lângă asta, nu uita să tundeți gazonul mai scurt pentru că este mult mai bine. Nu exagera cu irigarea. Umiditatea este un factor decisiv nu doar în apariția și propagarea bolilor, ci și în crearea unui habitat preferat al acestor insecte. În cazul în care te confrunți cu o invazie, încearcă să nu-l uzi câteva zile, să lași gazonul infestat să se usuce, deoarece purecii iubesc umiditatea și dacă nu vor avea parte de acest mediu prielnic pentru dezvoltarea lor, se vor duce în altă parte unde condițiile sunt mult mai favorabile pentru ei. La capra vecină. Curățenia. Verifică zonele rocoroase, cu umiditate ridicată, umbroase, cum ar fi pivnița sau dacă ai ceva mobilier de exterior, pe marginea gardului sau marginea casei și toaletează vegetația care este foarte mare pentru a permite luminii să intre mai bine în grădină. Și aruncă orice mizerie care stă degeaba, care poate fi un ascunziș preferat pentru acest săritor. În primul rând, ai la dispoziție o serie de inamici naturali, cum ar fi următoarele. Mușcatele, crăițele, dar și gălbenelele, rozmarinul, busuiocul, lavanda, menta sau chiar și usturoiul. Crizantemele sunt pesticidul original, deoarece unul dintre cele mai comune produse pentru combaterea căpușelor sau alte antropode, permetrinul, este conceput pentru a imita compușii produși în mod natural de către crizanteme. Organizează câteva ghivece cu flori la intrarea în casă și plantează din loc în loc câteva răsaduri cu flori. Avem și o serie de prădători naturali pentru cei care trăiți la țară și aveți cumva găini, bibilici, fazan, puteți să le dați drumul prin grădină pentru că sigur vor face curat în câteva momente. Am ajuns și la tratamente naturale. Produsele din pământ de diatomee sunt des utilizate pe piață pentru a combate tot felul de dăunători, dar mai ales ce discutăm noi astăzi, pureci, căpușe, ploșnițe și așa mai departe. Există mii de produse non-pestigide care conțin pământ de diatomee concepute pentru a controla sau a ține la distanță aceste insecte. Am ajuns să vorbim și despre insecticide și înainte să aplici orice substanță chimică, ține minte că ele sunt toxice și este bine să te protejezi. Pe lângă asta, până își face efectul insecticidul, este bine să ții la distanță alte persoane, animale sau copii. Vă las două produse pe ecran, sunt foarte bune, le-am folosit mulți ani, dar poate găsi și alte produse la magazine fitosanitare, vedeți ce recomandări primiți. Aceste produse se găsesc și sub formă granulară și lichidă. Aveți grijă că ele combat și alte insecte pe care poate nu am vrea să scăpăm de ele, cum ar fi albinele sau furnicile. Folosește o pompă sau un atomizor de preferat și aplică pe toată vegetația foarte mare și deasă din grădină. În cazul în care ai probleme permanente de-a lungul anului, aplică la 4-6 săptămâni. Repetă aplicarea. Dacă tratezi și gazonul, să te asiguri că iarba este tăiată scurt pentru ca substanța activă să ajungă și la sol pentru că acolo se ascund căpușele. Alternativ, dacă nu vrei să dai pe gazon pentru a proteja și copiii sau pe tine, nu-ți plac substanțele chimice, poți să dai în jurul gardului pentru că în cele mai multe cazuri căpușele, purecii și alte insecte dăunătoare se ascund acolo în mod regulat. La final tratamentului, nu uita să speli atomizorul sau pompa. Și pe lângă asta, dacă ai cumva o sursă de apă, de exemplu un lac în grădină sau similar, să nu te apropii de zona respectivă, pentru că substanța activă poate să rămână o perioadă destul de lungă de timp în apă și dacă ai cumva pești sau se joacă copii sau beau animale apă de acolo, poate să fie foarte toxic și creăm probleme foarte mari. Și desigur, indiferent ce aplici din lista de azi, vreau să mă asigur că nu uitați de cel mai important lucru. Gazonul face diferența. Eu sunt Sebastian și ne vedem data viitoare.